Bună ziua. Să spuneți când putem să începem. Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni. Termenul de valabilitate al asigurării obligatorii de asistență medicală va fi prelungit cu o lună și va fi valabil până la data de 31 ianuarie a următorului an. Deci persoanele care au achitat prima de asigurare în sumă fixă în anul 2023, indiferent de data achitării, vor beneficia de statutul de persoană asigurată până la data de 31 ianuarie a anului 2024. Aceasta este o lege care a fost adoptată recent de către Parlament și această regulă va fi obligatorie, se va aplica în fiecare an de acum înainte. Dacă până nu de mult termenul de valabilitate al asigurării obligatorii de asistență medicală era până la data de 31 decembrie, începând cu acest an, termenul de valabilitate se prelungește cu o lună, după cum am menționat. Lucrul acesta a fost făcut și a fost propus Guvernului și Parlamentului pentru motiv că multe persoane aveau dificultate să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în primele săptămâni, chiar ale noului an. Din motiv că erau diferite sărbători, anul nou, Crăciunul, alte sărbători și multă lume pleca în vacanță, pierzând, întrerupând statutul de persoană asigurată. Am venit în întâmpinarea acestor oameni ca să le dăm posibilitatea să achite prime de asigurare mai facil, fără mult stres, fără a crea disconfort și fără, cel mai important, a întrerupe statutul de persoană asigurată. Mai mult decât atât, anul trecut am constatat că există situații când persoanele au nevoie de asistență medicală chiar în primele zile ale anului, chiar pe data de 1 ianuarie, și nu aveau posibilitatea fizic să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Din acest motiv, problema respectivă a fost exclusă. Astfel, chemăm toate persoanele care sunt obligate să se asigure în mod individual, să își onoreze obligații de achitare primii de asigurare obligatorie de asistență medicală în primele luni ale anului, cel mai bine ar fi în luna ianuarie, ca să nu fie nicio întrerupere în ceea ce privește statutul de persoană asigurată. Reamintim că sunt obligați să achite prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă reprezentanții profesiilor juridice, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii, traducătorii, întreprinzătorii individual și alte categorii de persoane. La fel, ținem să aducem la cunoștința societății că în anul 2023 numărul de persoane asigurate care au achitat prima în sumă fixă a crescut exponențial. Dacă în anul 2022 numărul acesta a fost de aproximativ 62.000 persoane, în anul 2023, la data de 30 noiembrie, avem peste 95.000 de persoane care au achitat prima de asigurare în sumă fixă. Acest lucru este îmbucurător pentru că aceste persoane au avut și au posibilitatea de a accede servicii medicale prevăzute în programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, medicamente și dispozitive medicale compensate. Mulțumesc, aceasta a fost comunicarea noastră și sunt gata să vă răspund dacă sunt careva întrebări. Am înțeles. Conform legii, toate persoanele care urmează să se asigure în mod individual, urmează să achite prima de asigurare în sumă fixă până la data de 31 martie a anului în curs. Dacă nu respectă această obligație, persoana va fi obligată să achite prima în mărime integrală și să achite penalități. Fiindcă mi-ați dat această întrebare, vreau să comunic prin aceeași lege care a intrat în vigoare în această săptămână, a fost exclusă răspunderea contravențională pentru persoana care întârzie să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, aceasta urmând doar să achite prima de asigurare în mărime integrală și penalitățile prevăzute de lege, fără răspundere contravențională.
Totuși recomandăm ca cei care sunt obligați să se asigure în mod individual să o facă pe parcursul lunii ianuarie până la data de 31, ca să nu fie întrerupere în statutul de persoană asigurată a acestor cetățeni. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru diseminarea acestei informații foarte importante pentru societate. O zi bună!